Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi despre procedura de depunere a fișelor fiscale pentru sediile secundare. Care este procedura de depunere a fișelor fiscale aferente anului fiscal 2011 în cazul în care societatea are și sedii secundare cu puncte fiscale declarate și plătitoare de impozit? Se întocmesc fișele fiscale pe fiecare punct fiscal în parte și se depun la administrația financiară unde are sediu societatea mamă? Iată răspunsul specialiștilor portal Codul Muncii. Conform prevederilor articolului 5 și 9, aplicabile până la data de 31 decembrie 2011, pentru veniturile aferente anului 2011, informațiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fișele fiscale. Plătitorul de venituri are obligația să completeze fișele fiscale pe întreaga durată de efectuare a plății salariilor. Plătitorul este obligat să păstreze fișele fiscale pe întreaga durată a angajării și să transmită organului fiscal competent o copie până în ultima zi a lunii februarie 2012. Formatul electronic al formularelor se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor. În conformitate cu prevederile articolului 6 din noua ANAF 233, pe 2011, fișele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia. Așadar, pentru anul 2011, fișele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare, indiferent dacă sediile sunt sau nu înregistrate în fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia. În speță, pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul punctelor de lucru din Arad și Craiova, fișele fiscale se depun de către societate la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia. Conform articolului 33 alineatul 1 din Codul de Procedură Fiscală, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, competența revine acelui organ fiscal județean, local sau al municipiului București, stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului devenit în cazul impozitelor și contribuțiilor realizate prin stopaj la sursă în condițiile legii. Pentru persoanele juridice prin domiciliu fiscal se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat. Astfel, pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul punctelor de lucru din Arad și Craiova, fișele fiscale se depun la organul fiscal în a cărei rază teritorială societatea are sediul social declarat. Dacă domiciliul fiscal este diferit de sediul social, veți depune fișele fiscale la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.